Cea mai tare tigaie făcută vreodată! Aceasta este super tigaia! Cumpărați-o acum! Cum v-ați determinat să cumpărați această tigaie? Eu, prima dată când am văzut-o, am zis că e prea interesantă ca să o cumpăr. Dar, în final, am decis să o cumpăr, deoarece până și tatele grijă din deal și-au cumpărat-o dându-și toată pensia. Și am zis că eu care am bani foarte, foarte, foarte mulți, să nu o cumpăr. Și ce părere aveți acum despre ea? Păi, ce îmi place foarte mult la ea este cum i-a vândut reprezentantul Top Shop tigaie. A fost drăguț. Ce v-a determinat să cumpărați această tigaie? În opinia mea, tigaia Dry Cooker este multifuncțională. De exemplu, mă ajută să dau mâncare la porci. Mi-am amintit că anul trecut doi hoți mi-au spart casa și au intrat în bucătărie când găteam cu tigaia Dry Cooker. Cu tot cu mâncare în ea, le-am părit una peste ceafă de nu s-au mai văzut. Și ce părere aveți acum despre ea? Tigaia are un capac pirex care ține legumele înăuntru. Cam atât vă pot spune despre ea în general. Ce v-a determinat să cumpărați această tigaie? De prima dată când am văzut această tigaie, am crezut că a fost făcută pentru mine. Ea m-a ajutat ca să slăbesc 25 de kilograme. Prima oară când am cumpărat-o, am crezut că nu o să mă fie de folos, dar după un timp mai îndelungat, mi-am dat seama că banii investiți pe ea nu s-au dus pe apa sâmbetei. Și ce părere aveți despre ea? Tigaia are mai multe straturi care o fac mult mai rezistentă decât alte tigăi contrafăcute, zic eu. Bună ziua! Astăzi o să vă arăt cum se face o omletă în tigaia de... Uitați aici. Să vă arăt ingredientele. Ouă, sare, ulei, prosop în gaz de murdărim pe mâini, bolul și o furculiță. Și acum să începem. Deci luăm ouul, facem așa, îl despicăm așa, apoi ăsta îl punem la gunoi. La troc. Apoi le facem și pe al doilea. Așa. Apoi adăugăm sare. Și apoi amestecăm. Așa, acum o să mai așteptăm foarte puțin până se încălzește tigaia Dry Cooker. Așa. Apoi, trebuie să luăm paie. Pentru a o scoate după ce se face. Și o farfurie. Așa. O să se facă foarte repede. Nu să dureze chiar așa foarte mult timp. Da. Și cât timp mai e până să faci? Cam un minut, două. Olă! Așa. Învârtim. Gata, mă? Ai făcut-o? S-a cam ars, dar merge. S-a cam ars, vedeți? Ce aragazul ăla. Acum trebuie să închidem aragazul. Doamne, pute, doamne!
am terminat. Acum o să mergem împreună cu prietenii mei să mâncăm. Deci colega mea, adică da, a făcut asta o super șmecheră. Stați un pic să-mi iau ceasul ca să nu moară. Să nu moară ceasul. Oh. Au trocul. Așa, deci e foarte bună. Mamă, de ce să mănânc? Și ce părere aveți acum despre ea? Nu facem o dată. Tigaia a fost... Tigaia a fost drăguță? Tigaia a fost drăguță, nu? Aolea, e și asta în caldă. Ia-o, dar e și pune acolo. Am crezut că... Hai, gata, gata. Hai, urmă, încă o dată. Hai, mă, haide. Aplauză, Gabi! Hai să bem. Care hai să bem și să petrecem. Asta cu flegma, Iana. Acțiune, dramă totală! Impossible! Mamă, ce tare e asta de aici! Impossible! Tăiat! Castron, bol? Baby no! Castron? Da. Ce? Și cam asta a fost tot din parodia noastră. Sperăm că v-a plăcut. V-aș ruga să dați și voi un share, like și subscribe dacă se poate.